Mai este puțin până când nu doar severinenii, ci toți mehedințenii vor avea parte de cel mai modern complex sportiv din România. Este vorba despre bazinul de înot din municipiul Drobeta Turnu Severin, care va oferi tuturor generațiilor facilitățile necesare pentru a face sport, dar și pentru a se relaxa, totul la standarde europene. Astăzi, în teren, pentru a efectua stadiul lucrărilor, au fost prezente autoritățile locale, județene, alături de miniștri. Reabilitarea bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin este un vis al tuturor locuitorilor din această zonă, fiind unul dintre cele mai importante proiecte implementate în orașul nostru. Astăzi, președintele Consiliului Județean Mehedințele din Georgescu, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, și însoțit de ministrul dezvoltării, Adrian Veștea, directorul general al companiei de investiții, Manuela Pătrășcoiu, au fost prezenți la bazinul de înot. Veștile sunt bune pentru cetățeni, întrucât se lucrează într-un ritm alert. Consiliul Județean Mehedinți își dorește ca acest proiect să fie finalizat cât mai curând, întrucât locuitorii orașului, cât și cei ai județului, să se poată bucura de mult așteptatul bazin de înot cât mai rapid, iar cei ce îl vizitează să aibă un loc sigur de parcare, care nu va deservi doar vizitatorilor bazinului de înot, ci și persoanelor care vor avea nevoie de un loc de parcare în acea zonă. Punctul meu de vedere, până la sfârșitul acestui an, acest obiectiv de investiții va trebui să fie accesibil publicului. Este unul dintre cele mai importante proiecte ale Consiliului Județean Mehedinți. Am început demersurile încă de la sfârșitul anului 2014, evident cu sprijinul Companiei Naționale pentru Investiții. S-a aprobat acest proiect prin hotărâre de guvern în 9 septembrie 2019 și iată că astăzi am ajuns în stadiul de a fi pe ultima sută de metri în ceea ce privește întocmirea tuturor documentațiilor pentru a se realiza recepția la terminarea lucrărilor, astfel încât Compania Națională de Investiții să poată să predea înapoi Consiliului Județean Mehedinți bazinul de înot. În paralel se desfășoară aceste lucrări pentru construirea unei parcări destul de generoase, o parcare modernă cu aproximativ 111 locuri de parcare care să deservească atât pe cei care vor veni să folosească bazinul de înot, cât și pe cei care vor veni și în zona comercială și la stadionul 1 Mai aflat în imediata apropiere. Totodată, această clădire va lua ochii fiecărui turist care va trece prin municipiul nostru. Această investiție importantă a fost intens susținută și de edilul orașului, Marius Creciu, acesta realizând faptul că reabilitarea bazinului de înot din municipiu este una dintre cele mai mari dorințe ale cetățenilor. Pe lângă toate acestea, primarul Marius Creciu și-a început cariera administrativă la nivel înalt ca și director al clubului sportiv municipal, deci putem spune că este și o investiție mult dorită și de către acesta. Este un obiect de suflet pentru severineni, pentru mehedinți. Spuneam și mai devreme, sute de mii de severineni au învățat aici să înoate și oamenii mă întreabă de multe ori pe stradă când se va da în folosință. Ai și ceva extraordinar, ceva pentru comunitate, ceva care va dăinui și mulțumim pe această cale și CNI și Guvernului pentru sprijin. Era extrem de dificil, aproape imposibil, ca noi, comunitatea, să reabilităm această clădire, acest obiectiv pe banii noștri. Până la urmă nu va conta câte cheltuieli vor fi, trebuie să înțelegem, sportul și cultura sunt două lucruri în care noi, comunitatea, trebuie să investim, administrația locală, pentru comunitate, pentru a ajuta oamenii, pentru a putea merge mai departe, ca nație, ca popor. Bazinul olimpic va avea multiple utilități care îl va transforma într-un complex sportiv la standarde europene unic în România. Bazinul de înot olimpic, într-adevăr, a avut o perioadă lungă până am reușit aprobarea indicatorilor. În 2020 a fost semnat contractul de proiectare și execuție cu o valoare de 56 de milioane de lei, iar lucrările efectiv, ordinul de execuție după proiectare și autorizare au început în mai 2021. Acum suntem în etapa de reavizare a indicatorilor datorită actualizărilor de prețuri la materiale conform Ordonanței 47 și a câtorva modificări de soluții tehnice. Acest proiect va intra în reavizare în comisiile tehnico-economice de la noi și de la minister, va fi emis un nou ordin de ministru și în timpul acesta, odată cu finalizarea lucrărilor la parcare și utilități, dacă mai sunt, pentru racord, vom pregăti recepția la terminarea lucrărilor. Ministrul dezvoltării prezent în teren a putut observa buna colaborare dintre autoritățile județene și cele locale, asta prin numeroasele proiecte implementate în municipiul, dar și în județul nostru. Vedem cu toții că această clădire, care
Din câte înțeleg, aici au învățat mulți severineni să înoate. Are astăzi o cu totul altă calitate și poate fi deschisă în curând publicului. Aici se pot organiza foarte multe competiții sportive. De altfel, din discuțiile avute cu Federația Română de Not, erau extrem de interesați de a avea cât mai multe astfel de obiective în cât mai multe reședințe de județ, tocmai pentru a cultiva acest sport și avea capacitatea de a avea o bază de selecție pe măsură. În felul acesta, având și un exemplu, pe multiplu campion mondial și european Popovici, să dăm șansa și altor tineri să se formeze și să devină campioni în viitor. Având în vedere importanța acestei investiții atât pentru locuitorii municipiului Drobeta-Turnu-Severin, cât și pentru locuitorii județului Mehedinți, este salutară implicarea autorităților locale. Cetățenii din această zonă vor beneficia de un complex sportiv la standarde ridicate, care va fi cu siguranță o mândrie pentru aceștia.